Pentru noul sezon al campionatului național de volei feminin, CS Muscel Câmpulung s-a înscris în competiție cu două echipe, prima dintre ele în campionatul juniorelor fiind repartizată în seria D, alături de CSS Sibiu, CSM Codlea, Juvenil Brașov și LPS Viitorul Pitești. Prima etapă se va disputa pe 25 septembrie, elevele antrenorului Adrian Mihailă urmând să joace acasă cu LPS Pitești în primul derby județean din acest sezon. A doua echipă a clubului sportiv Muscel Câmpulung este înscrisă în campionatul cadetelor, va face parte din seria E alături de Mircea cel Bătrân din Râmnicu-Vâlcea, Nicolae Titulescu-Craiova, LPS Viitorul Pitești, LPS Slatina și Dacia Mioveni. Prima etapă se va juca pe 2 octombrie, echipa noastră urmând să evolueze în deplasare la LPS Pitești.